Așa ne ispovestește Sfânta Evanghelie de astăzi despre suferințele unui copil sfânt și mut, pe care Duhul necurat îl arunca în foc, în apă, îl făcea să râșnească din dinți, să spumece, îl trântea de pământ unde rămânea ca un mort sub povara groaznicilor chinuri. Toate acestea ne adevăresc existența chinurilor din neam, unde vrăjmașii sufletelor noastre, demonii, îi vor chini necontenit pe cei ce nu vor și nu se vor trezi din păcat în viața aceasta. Și nu se vor lepăda de păcate. Azi, ca și atunci, există în lume această boală sufletească, trupească, de la aceste duhuri necurate care îi chinuiesc îngrositor pe mulți, din cauza depărtării de Dumnezeu, din cauza necredinței, din cauza nevenirii la Sfânta Biserică, a nepregătirii de cuspovedanie și Sfânta Împărtășanie. Tinerul din Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care l-a vindecat Domnul, reprezintă omenirea până la sfârșit, lumea stăpânită de Duhul surzenei, a mulțenei, lumea care nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu și nu găsește plăcerea să-și deschide gura ca să-L audă minunile lui Dumnezeu, căci nu este de ajuns lumea neminunat de puterea Mântuitorului și de a recunoaște existența lui Dumnezeu. Și trebuie a ne instrui viața noastră, a ne întări în evlavie ca să fim ascultători, împlinitori ai Sfintelor sale învățături. Numai așa ne vom face folositori de dar de Sfinte Biserici și vom dovedi și noi că suntem adevărați creștini. Să ascultăm cu luarea minte în ce chip, în ce împrejurare s-a săvârșit această minune. Era în cel din urmă an al vieții pământești a Domnului Hristos și cu aproape 8 luni înainte de patima, de suferință, cele de bunăvoie, Mântuitorul nostru, vrând să se arate ucenicilor puterea sa dumnezească, a luat pe 3 dintre ei și s-a suit pe muntele Tabor, unde s-a schimbat la față înaintea lor. Acolo le-a arătat Domnul o mică parte din slava sa. Deci a strălucit fața lui și hainele lui mai mult ca soarele, ca lumina și zăpada, încât ucenicii au căzut cu fața la pământ, nemai putând privi cu ochii pământești. De acolo a auzit glasul Tatălui Ceresc care a mărturisit zicând: acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. După această mare minune, coborându-se Mântuitorul cu cei 3 ucenici, Petru, Iacob, Ioan, din vârful acestui munte înalt al Taborului, au ajuns în vale la poalele muntelui și au văzut o mulțime mare de oameni zgomotoasă, întărătată prin jurul celorlalți 9 ucenici care rămăseseră acolo de cu seară. Printre acești oameni erau mulți cărturari, farisei, apostoli, cărturari, se certau între ei cu aprindere. Apostoli erau cam încurcați și rușinați și păreau biruiți, pe când dușmanii lor se făceau și se păreau cu nerușinare, îngânfare, iar mulțimea făcea mare haz de aceasta și aproba pe farisei cărturari care împundaseră prin cuvinte pe ucenici și reduseră la tăcere. Iată învățătorul strigă un glas. Și toate privirile s-au întors spre Mântuitorul Hristos. Mulțimea alergă înaintea lui și se închină cu respect că în sfârșit sosise omul, căruia îi se spune toată natura se supune și acum îi va răzbuna cumva pe ucenici și va pedepsi pe dușmanii lor, crezând în mintea lor. Iisus trece prin jocul lor și merge drept la cărturari, farisei,
arătând pe apostoli și le zice, ce vă întrebați cu dâinșii? Adică ce le căutați ceartă? Nimeni nu răspunde. Răutatea lor nu poate decât să facă și să tacă. Fariseii cărturari rămăseseră încremeniți. Mântuitorul îi rușinase de atâtea ori, deși întrebările lor erau pregătite cu mult mai înainte. Iată că de mulțime este un om, se apropie de Iisus, cade la picioarele lui și cu o voce rugătoare zice, Doamne, rogu-te, caută spre fiul meu, miluiește pe fiul meu, e singurul meu fiu. L-am adus la tine pentru că suferă rău, din lunatic, stăpânit de Duhul necurat, mut și surd. Oriunde îl apucă pe el, zdrobește, face spume, la gură scrâșnește cu dinții săi și se usucă. I-am rugat pe ucenicii tăi ca să-l scoată și n-au reușit. Cei nouă ucenici încercaseră să scoată Duhul necurat din tânăr, dar n-au putut. Fariseii cărturari care întotdeauna pândeau astfel de ocazie, au început să râdă de ei ca să supe încrederea poporului în învățătura lor, în Mântuitorul Hristos. Și spuneau poporului că Iisus nu este Mesia adevărat, este un înșelător care scoate pe diavol cu puterea Domnului diavolului. În încărcătura aceasta se aflau ucenicii acum și nu știau ce să răspundă. Iisus dăduse puterea de a izgoni duhuri necurate și reușisele de multe ori, dar acum nu știau nici ei care era pricina. Mai înainte de a răspunde nenorocitului, Tată Iisus îi zise cu amărăciune în prestare aceste cuvinte, o neam necredincios și îndăratnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi. Vorbea Domnul acestui popor îndăratnic și acestor pățanici farisei care căutau numai pricin contra lui Dumnezeu, a Fiului Său, a ucenicilor Săi. Cum să nu se întristeze Iisus când făcea atâtea și de data aceasta la rugăciunea credința acestui Tată îndurerat, Domnul nostru Hristos cu un ton amenințător, cu glas pe care toată lumea l-a auzit, adresându-se diavolului, a zis, du, mut și surd. Eu îți poruncesc, ești afară dintr-o însu și de acum să nu mai intre în el. Îndată diavolul, scoțând un strigăt mare, l-a aruncat pe copil la pământ. Îl scutură cu putere și ieși afară, lăsându-l nemișcat, ca un mort. E mort, e mort, striga lumea. Dar Iisus, apucându-l de mână, îl ridică și bolnavul îndată se sculă vindecat. Iisus îl dede Tatălui Său, plin de viață și de sănătate. Această vindecare a tânărului stăpânie Duhul necurat, mut și surd, este una de minunile cele mai însemnate viscădincioși ale Mântuitorului Hristos, căci aceste nenorociri îi chinuiesc și astăzi altfel pe oameni, și sufletește și trupește. Omul stăpânit de Duhul sub și mult. Este ca un epileptic, muncit și chinuit, aruncat la pământ în praful de șertăciunului, al viciilor, al desfrânărilor, nenorocirea și mai mare este că acești mutilați sufletește, suportă cu plăcere urgiile ce-i stăpânesc și fără se poate împotrivi Duhul cel rău, păcătuiesc mereu. Până când se usucă sufletul de ei și se pierd toate puterile spirituale. Iată cum chinuiește Satana beata lumii. Prin aceste groaznice ispite care îl stăpânesc pe om. De aceea astăzi, frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos ne zice și nouă creștinul de veacul acesta răzvătit lepădat. O neam necredincios! Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? O lume necredincioasă, îndăratnică, până când
vă voi mai lăsa biserica mea. Până când vă voi mai lăsa preoții mei, sfintele mele taine, darurile mele și tot harul meu. Ce semne să vă mai trimit poporul meu? Ce urgii să vă mai dau? Ca să vă întoarceți la mine, să nu periți în veci veci. Căci v-am trimis foame, v-am trimis boli, războaie, inundații. Cu tremure, v-am făcut semne pe cer și minuni pe pământ și tot voiți să nu ascultați. Nu voiți să vă întoarceți la mine și să păziți legea mea. Voi creștini sunteți mai deplâns ca celelalte religii. Căci evreii își țin legea lor, turcii își țin legea lor, toate popoarele păgâne își țin sărbătorii rândurilor, numai voi nu vreți să păstrați legea mea. Numai voi îmi bajocoriți Sfânta mea duminică, îmi bajocoriți sărbătorile mele cu tot felul de orgii pe care le faceți cu bucurie, dar spre bucuria satanei. Într-adevăr, frați și sorori, să nu uităm că în Sfânta Scriptură stă scris că înainte de a veni sfârșitul, vine lepădarea de credință. Foarte multă lume, din cauza necredinței, se vor lepăda de Sfânta dreaptă credință adevărată ortodoxă. Creștinii se vor lepăda de Dumnezeu, de credință adevărată. Să ne trezim din păcate, frați și sorori. Acesta este glasul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Să lăsăm păcatele, acum este momentul, sculați-vă din somnul greu. Este momentul să ne pregătim cu toții de drum. Lăsați-vă de toate blestemățiile, de toate poftele diavolești, lepădați-vă de satana, de toate lucrurile lui, ca nu cumva să ne apuce cu ceva de-a lui vremea plecării. Veniți la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. Veniți cu inima înfrântă și smerită, cu candele credinței aprins, cu rugăciune și cu post. Înflăcărați cu multă putere. Bucurați-vă cei care ați aflat calea luminată. Mulțumiți Bunului Dumnezeu, Stăpânul Hristos, că v-a adus la El, v-a luminat, v-a deschis ochii. Mulțumiți că nu am găduit până acum să fim pierduți cu fără de lege păcatele noastre și ne aștepta să ne întoarcem la El. O, prea milostivie îndelungrăzătorului Iisuse, îți mulțumim că ne-ai îngăduit până acum și ne-ai iertat. Nu ne-ai lăsat să perim în păcatele noastre. Îți mulțumim că ne-ai trezit inimile ca să cunoaștem calea Ta. Alungă ura din sufletele noastre, Doamne, mânia, cearta, dezbinarea. Aruncă, Doamne, și aruncă Duhul necurate, Duhul cel bun și surmă, la toți creștinii care sunt stăpâniți de ură, care s-au adunat aici astăzi, de la toți cei ce sunt pecetluiți cu botezul Tău, să audă glasul Sfintei Evanghelii. Să urmeze poruncile Tale. Deschide, Stăpâne, mult milostive, Doamne, gurile lor spre a Te lăuda, Doamne, ca să Te slăvească pe Tine în vecii vecilor. Acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Amin.